Salut și bine ați venit pe canalul Basta România. Astăzi vom face un nou episod de crafting în care vă voi învăța cum să preveniți cutele de pe Adidas. Tot ce aveți nevoie este o farfecă, un dosar din plastic, un pix sau un creion, o foaie A4, un marker și o pereche de Adidas. Un dosar din plastic îl puteți găsi cam la orice librărie și costă aproximativ 4 lei. Restul bănuiesc că le aveți prin casă. Prima dată avem de trasat conturul. Acum că am terminat de trasat conturul, îl vom decupa. Acum că avem schița pe foaie de hârtie, vom trage conturul pe dosarul de plastic. O să împărțim dosarul în două, încât să ne iasă două bucăți. Odată terminat conturul, va trebui să ne luăm o marjă de eroare de 1 cm. Acest material rămas în plus o să fie îndoit. Să trecem la tăiat plasticul. Următorul pas este de a perfora acest plastic pentru aerisirea piciorului. O să avem nevoie de o farfecă ascuțită. Și astea sunt ambele bucăți de scuturi anti-cris. Le voi băga în Adidas. În Adidasul stâng am băgat scutul anticris, în dreptul nu, și o să vă arăt acum diferențele. Asta a fost tot, după cum ați văzut chiar funcționează, aștept în comentarii să-mi spuneți dacă ați încercat și voi și dacă v-a ieșit. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați like, share și subscribe canalul nostru de YouTube. Ne găsiți și pe Instagram Basta România. Pe data viitoare!